Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de 162 ediții de analize economice, un proiect comun în viziteu și privesc eu. Toate celelalte ediții le vedeți paginile oficiale ale instituțiilor noastre sau pe pagina mea ioniță.md la rubrica analize economice. Acolo vedeți absolut toate analizele precedente. Astăzi vreau să discut un subiect care noi revenim destul de des legat de piața imobiliară, dar destul de rar tot ce înseamnă creditarea sau finanțarea pieței imobiliare prin intermediul împrumuturilor bancare. Anul trecut am vorbit despre creditarea ipotecară, în acest an revenim peste un an de zile și drept de data aceasta avem câțiva indicatori noi, dumneavoastră, veți observa, deci după mine sunt extrem de important și relevanți ca să înțelegem unde se mișcă piața, unde vom merge și în ce măsură vom avea infuzii sau capital pe piață de procurări, vânzări, locuințe, ca asta este cel mai multe care se întâmplă. Nu înainte de aceasta vreau să spun că ceea ce discutăm noi vorbim doar de credite ipotecare din sistemul bancar. Atunci când Asociația de Economie și Împrumuturi au devenit sub Banca Națională, Banca Națională, începând cu 2023, a început să divizeze împrumuturi la Asociația de Economie și Împrumuturi, inclusiv și pe tipul de împrumuturi, și noi acolo vedem, deja astăzi avem 300 de milioane de lei împrumuturi la Asociația de Economie și Împrumuturi, împrumuturi ipotecare. Ele nu le-am atins în studiul nostru, poate vreodată vom vorbi despre toate tipuri de împrumuturi care sunt în sistemul nostru financiar, dar astăzi vorbim doar de bănci. A doilea, cine sunt asociațiile de microfinanțare, care, din păcate, până astăzi nu avem divizarea pe tipuri de împrumuturi. Cred că într-un viitor apropiat vom avea și atunci acolo vom avea cel puțin 1 miliard de lei suplimentar, dar bănuiesc suma este cu mult mai mare, poate fi chiar și 2-3 miliarde lei, dar până atunci noi vorbim doar de creditorile bancare, cu atât mai mult că până recent doar băncile erau cele care s-avansau în tot ce înseamnă împrumuturile imobiliare. Haideți să începem cu începutul, da? Prima ce vreau să ne uităm, care este volumul de credite noi contractate de la bănci de către persoane fizice pentru procurarea unui imobil. În acest trimestru am ajuns la 1,6, mai exact 1.583 de milioane de lei s-au luat împrumuturi pentru credite ipotecare, este un record absolut. Ultima dată am avut record în 2021, în trimestru 3, când au fost 1.533 de milioane de lei. Deci noi într-un trimestru acum am luat mai mult decât oricât și în valoarea anuală am ajuns 5,2 miliarde de lei de credite ipotecare contractate. Ne-am apropiat de maxima din 2021, evident, valoarea leului este diferită, valoarea eurului, apartamentele, prețul, totul s-a schimbat, dar vorbim acum în cifre nominale, că la sfârșit vom da și relativ la PIB sau alți indicatori. Dacă să luăm cam câți lei se împrumută lunar cetățenii noștri, observăm că în 2021 am avut maxima de 511 milioane de lei credite noi ipotecare luate lunar, comparativ cu, spre exemplu, 70-50 milioane de lei lunar în anul până în 2017. Deci am avut o de 7 ori a crescut. A urmat apoi o cădere generată de creșterea ratei dobânzii și de descurajarea împrumuturilor, o politică promovată de Banca Națională, am ajuns până la o medie în trimestru 4 de 128 de milioane de lei lunar, iar acum ne-am restabilit și am ajuns la 528, chiar mai mult decât a fost în 2021. Deci, ca volum de bani, noi acum ne împrumutăm lunar cu 528 de milioane de lei pentru procurarea de imobile. Acum și voi da și în euro câte aceasta, că oricum toate apartamentele se procură în euro. Dar după cum bănuiți dumneavoastră, oamenii iau împrumuturi, iar alții întorc datoriile vechi. De aceea să spui că, uite, s-au luat 528 de milioane de lei lunar, nu este prea corect, că trebuie să scoți banii care am întors înapoi și să vezi care e creditarea netă sau cât a crescut soldul datoriilor ipotecare în sistemul nostru bancar. V-am dat un grafic puțin mai complicat, dar să nu vă zăpăciți tare, iarăși cifrele sunt trimestriale. Spre exemplu, am luat trimestrul acesta. Dacă observați, oamenii s-au împrumutat cu 1.583 de milioane de lei, au luat credite noi. Au întors credite vechi, 543 de milioane de lei, soldul sau cu volumul sau rata de împovărare sau
creșterea datoriilor persoanelor fizici față de bănci pe credite imobiliare, ipotecare în trimestrul 2 a crescut cu 1,39 miliarde de lei. Dacă luăm recordul precedent, vedeți în 2021, am luat 1,533 miliarde, am întors 436 de milioane, mai puțin ca acum, și îndatorarea noastră a crescut cu 1,97 miliarde. Deci noi acum ne-am împrumutat cel mai mult, dar și-am întors datorii mai vechi mai mult, de aceea cum ar fi gradul de împovărare a datoriilor nu a crescut atât de mult. Deci cauza s-a încurajat sau s-a accelerat piața împrumuturilor în condiția în care noi, de fapt, apartamentele s-au scumpit destul de mult. Aici nu e atât prețul apartamentelor, cum mai departe vă vom da câteva cifre analitice, de atât dau aceste grafice ca să ne creăm o impresie mai ușoară cum se mișcă piața și să înțelegem, e scumpă, e ieftin, se merită, nu se merită. Da, până la urma asta, cei care vor scumpere locuință, să, în urma acestei analize, să-și dea seama dacă se merită sau nu se bage într-un împrumut. Legat de prețul creditului. Dacă observați, în anii precedenți, noi am avut 16% rata dobânzii. În 2015, după ce am avut jaful mâncar, scumpirea banilor, am ajuns la 13,1%. Iar din 2017, din 2018, mai exact, până în 2021, rata dobânzii a fost 6,7%. O dobândă foarte confortabilă, lucru care a făcut pe oameni brusc să înceapă a împrumuta. După aceasta a urmat anul inflației, anul 2022, descurajarea împrumuturilor și respectiv creșterea ratei dobânzii până la 12,8%. În opinia mea, atunci când rata dobânzii este mai mare de 10%, nu se merită să te aventurezi într-un credit ipotecar. Nu trebuie eu să o spun, fiecare cetățean a înțeles-o singur și veți vedea mai departe în cifre. De fapt, am avut o creditare negativă, deci oamenii întorceau mai mulți bani decât luau. De ce noi, după 2022, s-a început o scădere rate dobânzii, în 2023 a scăzut sub 10% și dacă veți uita atent în grafice, la noi accelerarea procesului de creditare s-a început exact în care dobânda bancară psihologic a scăzut sub 10%, iar în prezent suntem la 7,6% medie trimestrială, cu o tendință clară de scădere a acestei rate a dobânzii. Cred că terminăm anul undeva în jur de chiar, sper că vom fi chiar sub 7%. Deci, ceea ce ne apropiem de minimul care l-am înregistrat în perioada 2018-2021, fapt care mă face să cred că la noi procesul de creditare se va accelera. Am considerat util, nu este mare afacere, știm care este volumul de credite noi luate, știm care este cursul valutar la perioada respectivă, să nu uităm că apartamentele de regulă se calculează în euro. De ce? Dacă ne uităm atent în perioada 2015-2016, noi împrumutam lunar cam câte 2 milioane de euro. Am ajuns în trimestrul 4-2021 din cauza că leu s-a mai întărit, că noi atunci am promutat mai puțin, dar leu era mai puternic, aproape 25 de milioane de euro lunar, vedeți, o creștere de 12 ori. Apoi ne-am prăbușit la 6,5 milioane de euro. Ați înțeles, Banca Națională a acționat în forță, efectul se vede imediat. Și în prezent, datorită relaxării politicii monetare, aici este factorul de bază, în trimestrul 2 am înregistrat un record absolut, 27,6 milioane de euro lunar credite noi luate pentru procurarea unui imobil. Dacă observați, este cifra care brusc a depășit nivelul din primul trimestru, leu puternic, credite multe, oamenii s-au împrumutat puternic. Un indicator nou, care nu l-am utilizat până acum și el ne va ajuta pe noi în mai multe analize. Am depus un mic efort, mersi Banca Națională care publică toate datele și nu ne permite ca să le, după aceasta să le analizăm. Totuși, câte credite au fost luate? Deci câți oameni, persoane, aici am vorbit de volumul de bani, câte persoane au mers să iau un credit? Dacă ne uităm atent, în 2015-2016 undeva 1200 de persoane anual luau câte un credit ipotecar anual. În 2021 am ajuns la 7600, vedeți o creștere spectaculoasă. S-a început totul după 2017, programul Prima Casă, oamenii s-au aventurat în credite. A urmat apoi politica de descurajare,
legată și creșterea prețurilor, legată și de război din Ucraina. Cred că aici mai puțin este război cât rata dobânzilor ridicate și ne-am coborât la 2500. Este o scădere de 3 ori a numărului de persoane, dar totuși 2 ori mai mult decât în perioada 2015-2016. În trimestrul 1 anul 2023 au fost luate doar 531 de credite imobiliare, lucru ipotecare, lucru care este destul de puțin comparativ cu anii precedenți, când vă spun anii precedenți, după 2018. Iar în prezent avem o reluare, nu suntem pe maxim, maxim a fost în trimestrul 3-2021, am avut 2245 de credite luate într-un singur trimestru sau dublu față de anii 2015-2016, deci atunci ați luat față de un an. Deci într-un singur trimestru ne-am luat de mult, 2 ori mai mult decât luam înainte timp de 1 an de zile. Într-un singur trimestru ne-am luat mai mult decât în 2017. Iar astăzi ne-am ajuns la 1628 de credite, lucru care, cum să vă zic eu, arată foarte clar că oamenii se aventurează înapoi în împrumuturi. Mi s-a părut interesant să dau un indicator simplu, care o puteți face și dumneavoastră, dacă știm câte împrumuturi s-au luat, dacă știm care este volumul împrumuturilor, care este valoarea medie a unui credit ipotecar în euro. Până în 2017, valoarea medie a unui credit ipotecar oscila în jur de 20.000 de euro. După aceasta am avut o creștere, brusc 21-22 am avut o creștere spectaculoasă și este legată de faptul că brusc au crescut prețurile la apartamente. Apoi avem o stagnare timp de o an de zile, iar astăzi, în trimestrul 2, cum îmi place mie, scuzați că spun asta, dar așa este, prima dată, valoarea medie a unui credit ipotecar a trecut de 50.000 de euro. Mai precis, aproape 51.000 de euro. Și aceasta este determinată de mai mulți factori. Prima, s-au scumpit apartamentele, oamenii iau mai multe apartamente, iau mai mare este cota pe care el o acoperă prin creditare și cred că avem o oscilație de la locuință mai din zona periferică, nu din Chișinău, dar din restul Republicii Moldova, avem o concentrație în Chișinău, că și vorbim întreg pe național. Cert este că în prezent valoarea unui credit este de 50.000 de euro. Dar vă dați seama, 50.000 de euro trebuie să-l comparăm cu salariul. Și atunci am vrut să văd care este valoarea unui credit ipotecar raportat la salariul mediu pe economie sau câte salarii medii anuale iau oamenii sub formă de împrumuturi. În anul 2015 valoarea unui credit ipotecar era echivalent la 8 salarii medii anuale. Apoi a scăzut până la 5,34 în 2020, acolo este legat mai mult de stagnarea care am avut-o, iar de atunci, fiți atenți, din 2021 până în prezent, chiar dacă a crescut valoarea unui credit, dar el este într-o creștere comparabilă cu salariul și se primește că în prezent, începând cu 2021, când s-a stabilizat piața, până în prezent, valoarea medie a unui credit ipotecar, chiar dacă el a crescut semnificativ, el este la nivel de 6 salarii medii anuale. Deci un om când se antrenează în un credit ipotecar, el e în mediu 6 salarii anuale. Și acum, pentru cei care vor să vadă să meriți sau nu de luată ipotecă, să nu uităm că dumneavoastră luați un credit ipotecar pe perioada de 10, 15, poate mai mulți ani de zile și uitați-vă la un grafic simplu. Eu aici am unit două grafici. Primul, care este valoarea medie a unui credit ipotecar, l-ați mai văzut, și doi, care este salariul mediu anual. În anul 2015, cetățenii Republicii Moldova au avut un salariu de 2600 de euro pe an, anual, deci salariul lunar, am înțeles că 12 luni, așa ca să nu avem mari discuții. După aceasta el a crescut, luăm anul 2020, cel mai tare îmi place, 4,38.000 salariu, 26.000 de euro credit ipotecar, 6 ori diferență. Avem anul 2024, 50,8.000 valoarea unui credit ipotecar, 8.200 în prezent valoarea anuală a salariului este 8.200 de euro, noi la sfârșitul anului ajungem spre 9.000 de euro salariu mediu anual. Ceea ce am spus-o și mai demult, 740 de euro pe lună, anual 9.000 de euro. Și acum, ceea ce vreau să vă spun. Imaginați-vă că dumneavoastră ați luat un credit în 2020 de 26.000 de euro
Și atunci asta reprezenta 6 salarii de-a dumneavoastră. Astăzi 26.000 de euro deja este 3 salarii de-a dumneavoastră. Ce înseamnă lucrul acesta? În condiția în care în Republica Moldova suntem încă într-o zonă de subdezvoltare, perspectiva următorilor ani va însemna că salariile la noi vor continua să crească în euro. Să nu uităm că acum atât să vă spun, domnule, dar ele se depreciază, banii nu mai costă nimic. Da, da, da. Dar dumneavoastră ați luat un credit și îl întoarceți în salariul care îl aveți, deoarece rata dobânzii a creditului include inclusiv și deprecierea banilor. De aceea, dacă dumneavoastră ați luat 5 ani în urmă un credit, povara financiară asupra bugetului familiei dumneavoastră în prezent este de urmă mic. Dacă 5 ani în urmă creditul însemna 6 salarii a familiei, asta înseamnă 3 salarii a familiei. Deci, orice împrumut luat astăzi, în timp, el, efortul dumneavoastră ca să-l achitați, va fi cu mult mai mic. Graficul acesta, sper că îl veți vedea și vă va ajuta. Un lucru interesant și aici vreau să vă dau un sfat. Când cumpărați un apartament, să nu uitați că apartamentul nu este o achiziție, nu cumpărați o pâine sau un maio. Apartamentul este ceva care dumneavoastră ați depus un efort financiar pe termen lung și îl veți achita pe termen lung. De ce spun emoții? Din cauza că în Republica Moldova, în mod normal, 99% din toate împrumuturile ipotecare sunt în lei. Am avut două excepții, una micuță și una gravă. Prima excepție a fost 2015. Jafă bancar, deprecierea valutii, leu s-a depreciat, toată lumea speriat, a crescut dobânda, 13% credit ipotecar în valută. După asta piața s-a stabilizat 2%. Anul 2022, decembrie, rata dobânzii înaltă, oamenii s-au speriat, nu mai pot achita dobândă la cât era acolo, 12, 13, 14%, 42%, aproape jumătate din toate creditele ipotecare în euro, în valută și doar restul în lei. Oameni buni, dumneavoastră n-ați luat credit pentru luna decembrie anul 22. Deja peste un an de zile arătați stranii. De aceea, în opinia mea, în perioada de criză, trebuie să stăm atenți, nu facem mișcări bruște și uitați-vă, astăzi am ajuns 0,1%. Știți ce înseamnă asta? Absolut niciun credit nu se ia în valută. Toate se iau în lei. Deci nu se merită să vă băgați în credit în valută în condiția când în lei, în opinia mea, este cel mai bine. După cum am spus, noi ne împrumutăm permanent, deci luăm împrumuturi, întoarcem împrumuturi. Astăzi, volumul creditelor bancare în sectorul de construcție, noi aici avem undeva 14 miliarde și ceva sunt împrumuturi date la persoane fizice și 2 miliarde circa la persoane juridice, la companii de construcție, avem 16,4 miliarde de lei. Uitați-vă, companii, ramura construcțiilor până în 2017, volumul de credite a stat stabil timp de 10 ani la nivel de 3 miliarde de lei. După aceasta am avut o înviorare fără precedent în istoria noastră, când spun fără precedent, asta e niciun fel de exagerare, a crescut până în 2021, spune că acolo, apoi s-a încetenit creșterea, iar acum iar s-a accelerat. Uitați-vă, în jumătate de an la noi portofoliul de credit a crescut cu 2 miliarde de lei aproape, în jumătate de an, dublu față de întreg anul trecut. Deci astăzi avem o accelerare a procesului de împrumuturi și cred că la sfârșitul anului ne apropiem de 20 de miliarde de lei. Dar după și încă câțiva indicatori și cu asta finalizăm, dacă acum câțiva ani de zile 10% din toate creditele oferite de bănci erau ramuri construcție, astăzi am ajuns la 23,5%, deci băncile au expunere la construcții de aproape 25%. Fiecare a patrulea leu împrumutat de către bănci este oferit cuiva care vrea să construiască sau vrea să procure un imobil. Dar după cum vă dați seama, leul de astăzi n-al poți compara cu leul de ieri. Deci este un alt indicator care se numește rata creditelor ipotecare la produs intern brut. Aceasta ne arată cât de tare este gradul de împovărare sau de împrumut a populației creditului ipotecare. Până în 2012, calitatea datelor, să zicem, nu avem date detaliate, dar le-am făcut niște estimări. Dacă se observați, în 2000, rata creditului ipotecare era 0,3% din PIB. Hai, tu erau.
A crescut până în 2008, vă aduceți aminte, boom-ul imobiliar 2005, 2006, 2007, 2008, am ajuns la 1,7%. Apoi a urmat criza care a fost 10 ani de zile și am stat în zona aceasta, iar în 2021 am ajuns la maxima istorică de 4,7% din PIB, au urmat 2 ani de cădere până la 4,3%, iar astăzi noi deja suntem la 4,6% din PIB și terminăm anul, cred că 4,7-4,8%, deci anul acesta cu certuri depășim maxima istorică ca valoare reală. E mult sau puțin aceasta? Cred că trebuie să-l comparăm prin două cifre. Prima este, comparativ cu noi în trecut, deci suntem pe maximum, dar nu uităm pe alte țări. Am luat anul 2021, deoarece am găsit date detaliate și am făcut niște date selective. Când spun selective, am luat țările cu cea mai mare rată a datorii împrumuturilor ipotecare la PIB din lume, după aceasta am luat țările din zona noastră, fost socialiste, ca să ne cumpărăm noi cu a noastră. Deci, dacă observați, Marea Britanie 133% din PIB, noi 4,7%, 133%. O mică diferență. Deci, gradul de îndatorare a persoanelor fizice acolo este unul, cum să vă zic eu, așa, puțin cam mare. Dintre țările fostului Uniunii Sovietice, avem două țări cu maxime, este Estonia cu 30% și Georgia cu 23,5%, deci acolo avem o finanțare, să zicem așa, spectaculoasă tot ce înseamnă procurarea de imobile. Din zona noastră, Bulgaria, România, Albania, de la 9% până la 12%, Rusia 7%, Uzbekistan 4,9% și Moldova 4,7%. Mai departe merg alte țări din fostul Uniunea Sovietică cu 4,1%, 2,7%. Concluzia ar fi în felul următor. Expunerea noastră sau împrumuturile cetățenilor prin procurarea unui imobil, în condiția că în piața doar se formează, este comparabilă, chiar suntem mai bine decât în fostul Uniunii Sovietică, cu excepția Estonia și Georgia, să înțeles, acolo ei s-au detașat de noi, deci s-au dus departe de noi, deci dacă excludem Estonia și Georgia, noi suntem plus minus mai bine decât media pe fostul Uniunii Sovietică. Suntem de două ori mai slab decât regiunea noastră, 2-3 ori mai slab decât regiunea noastră și incomparabil cu țările dezvoltate. Lucru care mi-a face să ajung la concluzia că la noi împrumuturile ipotecare sunt doar în starea embrionară și chiar dacă am avut o creștere spectaculoasă în ultimii ani de zile, noi suntem doar la început de cale. Perspectiva este 10% din produsul intern brut, iar în viitor chiar vom sări în următoarea ligă ca și țările din regiunea noastră care tot înregistrează o creștere. Scurt pe doi, după cum am mai spus-o, continuu să o spun, piața imobiliară este la noi în Moldova în prezent în stare de formare a unei piețe civilizate și formarea pieței mai înseamnă și apariția unor instrumente reale de finanțare a procurărilor. Când spun de instrument real, și înainte oamenii împrumutau, dar când ai 0,3% din PIB, hai să spunem așa, zic că nu ai. Deci noi acum, începând cu 4,7-5% din PIB, noi suntem în zona când procurarea unui imobil prin credite a devenit un instrument real, accesibil. 6 salarii medii anuale, după mine, este un efort, un risc, să zicem așa, calculat. De aceea, cred că odată cu scăderea ratei dobânzii, odată cu, să zicem așa, nu încetinirea, dar să zicem, da, o încetinire a creșterii prețurilor, totodată să notăm că salariile nominale în euro continuă să crească, vom ajunge la sfârșitul anului, cel mai probabil vom trece de 9.000 de euro anual, lucru care ne face să credem că piața imobiliară va continua cu turații majorate să se împrumute de la bănci pentru ca să-și, oamenii să-și poată rezolva împrumuturile. Anul acesta cu certitudine ne vom apropia de maximul creditelor ipotecare contractate vreodată în Republica Moldova. Dinamica este una în creștere și așteptăm în continuare creștere, iar noi vom reveni la acest subiect într-un viitor în care vom avea cifre noi interesante pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și până data viitoare!